proiectul Municipalității de Anvelopare a Blocurilor are succes în rândul sucevenilor. Până în prezent s-au înregistrat deja 88 de cereri de anvelopare. Cu toate acestea, doar 31 de proiecte au ajuns în etapa următoare, întrucât cetățenii nu au completat formularele necesare. Primarul Ion Lungu atrage atenția sucevenilor asupra faptului că documentele și actele adiționale primite de asociațiile de proprietari în urma cererilor de anvelopare a blocurilor trebuie obligatoriu completate de cetățeni pentru ca proiectele să evolueze. De asemenea, se intenționează ca în ședința ordinară de Consiliul Local din luna mai sau chiar într-o ședință extraordinară să se stabilească și indicatorii economice ai proiectelor. Municipalitatea sucevenă și-a propus să vândă toate cabinetele medicale din proprietatea primăriei până în luna iunie. În acest sens, primarul Ion Lungu sfătuiește pe medicii suceveni să profite de scăderea cursului euro și să-și cumpere cabinetele medicale. Totodată, Lungu îi roagă pe medicii interesați să meargă la primărie pentru a-și face toate actele necesare cumpărării cabinetelor medicale pentru ca, ulterior, să se întocmească și actele notariale și, totodată, să se facă și plata pentru spațiile cumpărate. Până acum au fost vândute către medici un număr de 4 cabinete medicale. Dacă președintele României Traian Băsescu a ales să ia lumina sfântă noaptea de înviere, cel mai probabil din zona Gura Humorului, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va rămâne și în acest an de sărbători în oraș. Pentru al 5-lea an consecutiv, Ion Lungu va participa la slujba de înviere de la Biserica Sfântul Andrei din cartierul Burdujeni. Una dintre dorințele primarului Lungu pentru aceste sărbători pascale ar fi să poată lua lumina sfântă încă de la ora 21, când aceasta va fi împărțită clerului. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava se situează pe locul 8 în topul integrității universităților evaluate în cadrul proiectului Coaliția pentru Universități Curate, inițiat de Societatea Academică din România. În cadrul proiectului a fost monitorizată integritatea 42 de universități de stat dintr-un total de 56, fiind excluse universitățile de arte și academiile navale, de poliție și a forțelor terestre și aeriene. Analiza s-a axat pe 4 capitole: transparență și corectitudine administrativă, corectitudine academică, calitatea guvernanței și management financiar. În urma procesului de evaluare, Universitatea Suceveană a obținut un punctaj de 3 stele dintr-un maxim de 5. Pe baza raportului și a rezultatelor obținute de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, recomandările Coaliție pentru Universități Curate fac referire la dezvoltarea controlului pe verticală cu ministerul, dar și pe orizontală cu comisii de etică active, care se includă și persoane din alte instituții, organisme locale de control și, totodată, reducerea discreției administrative prin introducerea de criterii de transparență clare și neinterpretabile.